Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Continuăm turul de orizont al specialităților chirurgicale, prilejuit de apariția celei de-a treia ediții a Tratatului Român de Chirurgie. În această seară îl avem ca invitat pe domnul profesor Dorin Chiseliță de la UMF Grete Popa din Iași, unul dintre cei mai reputați oftalmologi ai României. Cu siguranță vom discuta despre noutățile în această specialitate, dânsul fiind coordonatorul volumului de oftalmologie din tratatul amintit. Bine v-am găsit și bine ați venit în emisiunea noastră, domnule profesor. Mulțumesc tare mult, bine v-am găsit și eu, domnule profesor. Deci, sigur, în timpul scurs de la precedenta ediție, să zicem în ultima decadă în oftalmologie, ca în majoritatea specialităților, au apărut multe noutăți. Poate că nu toate sunt suficient de cunoscute publicului larg și de aceea v-aș ruga să le punctați pe cele mai importante. Mă gândesc că o asemenea discuție care să prezinte deci interes pentru cei ce ne urmăresc ar fi să ne rezumăm la niște patologii care în adevăr au o pondere foarte importantă. Interesul este deci foarte mare. Mă gândesc din acest punct de vedere la patologia cristalinului, în speță la cataractă, mă gândesc la boala glaucomatoasă și mă gândesc de asemenea la degenerescența maculară legată de vârstă, o afecțiune extrem de frecventă în momentul de față, într-o creștere exponențială în raport cu creșterea duratei de viață, care induce un handicap vizual pentru pacienții cu vârste avansate. De la apariția ultimului tratat, ediția oftalmologică a fost publicată în 2013, iată sunt 10 ani, s-au produs foarte multe schimbări în ceea ce privește chirurgia cataractei, indicațiile chirurgicale, cum anume putem să corectăm lipsa cristalinului. Și înainte de toate aș dori să spun că operația de cataractă a devenit o operație standardizată grație unui aparat care se numește facoemulsificator și marea majoritate de cei oftalmologilor folosesc acest procedeu, obținând rezultate foarte bune în procent foarte mare, 90-95% din cazuri. Ultimii 10 ani, cred că în materie de chirurgie, se însoțește de apariția laserului în chirurgia cataractei. În populația generală există încetățenită ideea, da, mă operez cu laserul și întrebarea care o pune pacientul este mă operați cu laserul în cataractă? Răspunsul corect este nu. Laserul nu face altceva decât să asiste chirurgul în eliminarea cristalinului. De aceea, în terminologia oftalmologică, corect spune să vorbim de chirurgia cataractei asistate către laser. Mai în glumă, mai în serios, laserul, sigur, aduce avantaje în sensul standardizării unor timp chirurgical, face dintr-un chirurg bun un chirurg foarte bun, mai greu de transformat un chirurg foarte bun într-un chirurg excepțional. Dar standardizează niște pași, predictibilitatea este crescută, fără a exista diferențe, să spunem, în ceea ce privește rezultatele, la cei care fac o emulsie tradițională față de cei care fac o emulsie asistată de către laser. Mai mult decât atât, costurile sunt mai mari, pentru că presupune deci o investiție importantă, vorbim de acest laser. Tot în ceea ce privește chirurgia cataractă, aș dori să menționez faptul, sau chirurgia cristalinului, mai corect spus, să menționez faptul că în ultima vreme există cel puțin două zone în care cristalinul transparent se îndepărtează. Și prima este ceea ce numim noi chirurgia presbiopiei. Persoane în vârstă, presbiop,
după 45 de ani, care au vicii de refracție importante, ar putea să își manifeste dorința să nu poarte ochelari. Ei, la acești pacienți se poate îndepărta cristalinul transparent și să se înlocuiască cu un cristalin artificial cu funcții multiple, pentru o bună vedere la distanță, o bună vedere intermediară, o bună vedere de aproape. Evident că nu orice persoană presbiopă este eligibilă pentru un asemenea procedeu, ci mai degrabă cei care sunt emetropi, cu alte cuvinte, sunt portători de ochelari pentru hipermetropie, astigmatism, miopie, cu valori ceva mai mari. Și de asemenea, se poate îndepărta cristalinul transparent într-o afecțiune gravă care se numește glaucom prin închiderea unghiului camerular. Acolo, îndepărtarea cristalinului transparent ar putea să aducă rezultate tot atât de bune ca și clasica iridotomie periferică cu laserul. Mai există o tendință în ultimii 10 ani, și anume tendința de a efectua chirurgia bilaterală imediat a cataractei. Cu alte cuvinte, să se opereze pacienții în aceeași ședință, în amândoi ochii. Evident că aici comportă o asemenea abordare, comportă o asemenea discuție, dar perioada de COVID ne-a spus că ar trebui să luăm în considerare o asemenea variantă în care pacientul se prezintă o singură dată la medic, este operat pentru amândoi ochii, reabilitarea funcțională este rapidă, numărul de vizite la doctor este mai redus și așa mai departe. Evident că sunt și niște rezerve legate de riscurile intervenției chirurgicale, de rezultatele funcționale, dar fără a exista un ghid în utilizarea chirurgiei bilaterale imediate, probabil că va trebui să o luăm în considerare în viitor, atâta vreme cât alte două proceduri din oftalmologie, și anume chirurgia vicilor de refracție cu laserul și injecțiile intravitreene, sunt proceduri standard bilaterale. Facem operația de cataractă, facem corecția, în momentul de față e un nonsens să mai spui că după operația de cataractă, corecția afachiei, cum o numim noi, se face cu ochelari sau cu lentile de contact. În peste 99% din cazuri se utilizează cristaline artificiale. Aceasta este un progres formidabil și chiar dacă intrăm puțin în zona istoriei, este interesant de amintit faptul că doctor englez Harold Ridley, care pentru prima dată a utilizat un implant de cristalin, a plecat de la o observație, haide să-i spunem, newtoniană. Și anume s-a prezentat pacienți piloți în RAF în 1949 care aveau bucăți de plexiglas de parbriz de avion în ochi din timpul cel de-al doilea război mondial. Și au observat că acele fragmente de parbriz erau foarte bine tolerate. S-a gândit să facă un implant de cristalin, plecând de la o altă idee a unui rus de data aceasta, Fyodorov, care spunea: "Dom'le, este foarte ciudat să tratezi o boală de ochi punând ceva pe nas." În orice caz, implantul de cristalin în momentul de față reprezintă soluția optimă și ultimii 10 ani se caracterizează în esență prin creșterea performanței implantelor, a materialelor pe care le utilizăm și, evident, apariția acestor implante care oferă șansă pacientului să desfășoare diverse activități la distanțe variate, neavând nevoie de ochelari. În fond, aceasta este, să spunem, dorința majoră a pacienților după operația de cataractă, să fie independenți de ochelari. Sigur că și această abordare are limitele ei. Aceste implante de cristalin au și riscuri, au și limite, dar o discuție cu pacientul, o discuție corectă, pe înțelesul pacientului, cumva rezolvă această problemă, iar peste 95% din pacienți sunt extrem de mulțumiți de folosirea acestor implante cristaline.
Gândind în perspectivă, în momentul de față există cel puțin 4 medicamente care sunt în, să o numim, în pipeline și care au rolul de a împiedica o agregare proteică și prin aceasta și-ar dovedi valența anticataractogenică. Altfel spus, s-ar putea să avem șansa unor medicamente care să împiedice apariția cataractei și evident prin aceasta, cu părere de rău și eu ca oftalmochirurg va trebui să mă gândesc cu nostalgie la momentul în care fac o emulsificare, era singura metodă de tratament a cataractei. Și de asemenea există preocupări foarte interesante, proceduri laser de reîntinerire a cristalinului, de a-l menține, știu eu, într-un potențial rezonabil, precum un cristalin de 40-45 de ani. Domnule profesor, cred că ar fi, să spunem, bine să discutăm și despre o altă problemă extrem de importantă, foarte curentă și care este degenerescența maculară legată de vârstă, un proces degenerativ în continuă creștere, datorită, pe de o parte, și a creșterii speranței de viață a populației. Milioane de oameni în lume ajung la ceea ce numim noi cecitate legală, în care, deci, acuitatea vizuală este sub 0,1 și, efectiv, devin infirm, handicap, din punct de vedere vizual. Degenerescența aceasta maculară este, mă rog, pe scurt, are o evoluție, să zicem, sub două forme, o formă lentă sau formă degenerescența maculară uscată și o formă umedă sau degenerescența maculară neovasculară sau exudativă. Forma uscată, în general, beneficiază cumva în limite modeste de un tratament medicamentos, dar ceea ce este interesant, că în ultimii 5 ani s-au descoperit medicamente care, introduse în interiorul ochiului, poate să reducă plaja de atrofie a fotoreceptorilor și prin aceasta cumva nu să restaureze vederea, dar să conserve vederea pe care o are pacientul. Însemnând cu cât acest medicament îl administrezi mai repede la debutul afecțiunii, cu atât șansele conservării unei acuități vizuale utile pe durată mai lungă sunt mai mari. E un domeniu extrem de excitant și în care se lucrează formidabil în momentul de față. Pentru degenerescențele maculare, așa zis umede, acestea au o evoluție extrem de rapidă. Pacientul se trezește a doua zi dimineață că nu mai vede deci cu un ochi. Scăderea acuității vizuale este legată de dezvoltarea unor vase de proastă calitate, exact în dreptul zonei cele mai sensibile a ochiului, care este macula. Și ultimii 15 ani se caracterizează prin apariția unor medicamente deosebite, sunt așa numiții factori de inhibiție sau medicamente de inhibiție a factorului vascular de creștere endotelială. Aceste medicamente au reușit cumva să conserve pentru o bună perioadă de timp o bună funcție vizuală. Primul medicament care face parte, nu ne îndepărtăm de abordarea chirurgicală, pentru că noi suntem conectați la apariția noii ediții a Tratatului Românesc de Chirurgie și atunci discut mai degrabă de progresele în chirurgia oftalmologică. Aceste injecții intravitreene sunt proceduri chirurgicale. Da, pe de o parte, mă scuzați, cei care urmăresc emisiunea sunt interesați să știe despre toate procedurile care se adresează. Da, e regulă. Atunci este foarte bine. Ei, aceste medicamente se utilizează de vreo 15 ani. La început, rezultatele ofereau 90% șanse pacienților să-și conserve vederea. În viața reală, procentul a scăzut la 50% și una din explicații este faptul că pacienții sunt
subtratați din diverse motive. Nu ajung la doctor. Sunt pacienții în vârstă cu numeroase patologii. Plus că și doctorul are din ce în ce mai mulți pacienți cu asemenea afecțiuni. Pacienții trebuie să-și facă injecțiile la o lună, două, ceea ce nu este ușor. Aceste injecții nu sunt chiar plăcute, unele dintre ele mai determină și efecte, să spunem, adverse. Dar faptul că pacienții au o șansă să-și conserve o bună acuitate vizuală este un lucru formidabil pe care acum 20 de ani de zile nu ne-l închipuiam. Ei, în zona acestor medicamente s-au făcut progrese deosebite în sensul că s-au putut, pe de o parte, extinde intervalul dintre injecții, ceea ce este foarte comod și pentru pacient și pentru doctor. Pe de altă parte, s-a încercat să se atingă două ținte patogenice și făcând acest lucru, șansele recuperării vizuale au fost mai mari și la fel durata efectului au fost mai mare. Dar cred că lucrurile cele mai interesante sunt legate de două elemente foarte importante. Primul este legat de posibilitatea de a introduce în interiorul ochiului rezervoare de mărimea unui bob de orez care conține medicamentul respectiv și acest rezervor deversează continuu și uniform medicamentul în interiorul ochiului și dă șansa pacientului să-și conserve o bună acuitate vizuală timp de 6 luni de zile. Deci de la injecția lunară, faptul că se face o mică intervenție chirurgicală, se introduce acest rezervor care îi asigură, să spunem, necesarul de medicament 6 luni de zile, progresul este major. Mai mult decât atât, aceste mini-rezervoare pot fi reumplute. Ceea ce și până în momentul de față, aceste rezervoare și-au făcut treaba cel puțin pentru 4 cicluri. Și în Uniunea Europeană și FDA-ul au aprobat acest sistem de eliberare continuă a medicamentului. Cea de-a doua țintă extrem de atractivă este, să zicem, o chirurgie genetică. Tehnologia genetică în momentul de față avansează formidabil și ceea ce ar trebui făcut este ca o genă specială să fie introdusă fie în interiorul ochiului, fie în zona maculei și ea să producă medicamentul împotriva acestui factor vascular de creștere, ceea ce anglosaxonii numesc one and done. N-are sens să mai aduci medicamentul, ci efectiv îl așez uzina care produce medicamentul, ceea ce ar fi deosebit pentru că o asemenea procedură chirurgicală ar fi suficientă o singură dată pentru toată durata vieții pacientului. Aici rezultatele sunt foarte mari. Am trecut, evident, așa cum se întâmplă în orice evaluare a unor produse din acea fază de superexcitație în faza de analiză critică, rezultatele în momentul de față sunt mature și în țara românească sunt foarte mulți doctori care utilizează această procedură în beneficiul pacienților. Se discută, domnule profesor, foarte mult în mass media despre ochiul bionic. Ce formidabil este, ce face. Și toată lumea, la urma urmei, spune în orice afecțiune irecuperabilă, dar ochiul bionic nu lucrează. Ei, aș vrea aici doar să fac câteva precizări. Acest ochi bionic este în fond o proteză retiniană. Un sistem care înlocuiește o funcție distrusă a fotoreceptorilor. Deci, numai un strat din retină este afectat, aceștia sunt fotoreceptorii, care sunt absolut esențiali pentru că ei preiau informația luminoasă și o transmit spre celule nervoase și spre nervul optic. Sunt afecțiuni, retinopatia pigmentară, în popor se numește orbul găinilor, dar și degenerescența maculară legată de vârstă, în care fotoreceptorii sunt distruși. Deci, ce ar face această proteză ar bypassa zona distrusă,
trecând informația spre celelalte structuri retiniene și neuroretiniene. Aceste proteze retiniene reprezintă o preocupare pentru lumea oftalmologică performantă, un amestec de tehnologie, de activitate IT, de neurobiologie extrem de complexă. Până în 2018 se cheltuise $150 de milioane pentru cercetarea acestor proteze retiniene. În momentul de față există 3 variante aprobate de către FDA și aprobate și în Uniunea Europeană, dar trebuie să accentuez că aceste device-uri sunt umanitare. Cu alte cuvinte, sunt candidați eligibili pentru aceste, să spunem, proteze retiniene. De ce? Pentru că suntem în faza de evaluare, de cercetare și, după cunoștința mea, nu sunt publicate rezultate care să înglobeze mai mult de 200 de implante retiniene din lume. La ce ne așteptăm cu acest ochi donic? Nu ne așteptăm la lucruri formidabile. Pe de o parte, pentru că niciunul din ele nu a reușit să aducă acuitatea vizuală la limita cecității legale, acel 0-1 despre care spuneam la început. Dar ele sunt avantajoase. De exemplu, ușurează navigația într-o cameră. Pacientul identifică cu ușurință o ușă neagră care este încastrată într-un perete alb. Se sesizează când ecranul computerului este deschis sau închis. Poate să citească și câte o literă foarte mare. În orice caz, stilul de evaluare de cea acuității vizuale este complet diferit față de cel ce îl avem noi în practica curentă. Cu alte cuvinte, aceste proteze retiniene se adresează cazurilor foarte grave, cazurilor, să spunem, în care afecțiunea este terminală. Pacienții luați în studiu erau pacienți care nu sesizau nici măcar lumina sau sesizau vag. Evident, trebuie să acceptăm că este un progres de la a nu face distinția între zi și noapte până a te orienta într-o cameră, eventual a îți deschide un calculator folosind, știu eu, diverse sisteme de mărire, eu cred că este un progres. Dar da, mă scuzați, odată deschis calculatorul, la ce poate folosi unei asemenea persoane? Deci poate să citească ceva, utilizând niște caractere foarte mari. De exemplu, undeva în jur de un centimetru înălțimea unei litere. Iar el nu poate să, în scenariul cel mai bun, el poate să citească simultan 4 sau 5 litere. Aici am ajuns, domnule profesor. Deci nu poate să-și ducă viața. Există alte variante în oftalmologie. Mă gândesc că unii dintre ei poate știu să citească în braille dacă au de multă vreme. Fără discuție că da, cei care citesc în braille, citesc în braille. Există și varianta, am uitat să spun, în chirurgia cataractei a unor implante de cristalin care sunt telescoape în miniatură, care fac tocmai acest lucru. Măresc imaginea. Cu cât mărești imaginea, rezoluția este mai slabă, încadrarea este mai dificilă. Deci, aceste proteze retiniene, dacă reprezintă în momentul de față un progres real, este progresul acesta în navigație, în orientarea în spații limitate. Sigur, toată lumea așteaptă și alte progrese formidabile. Să nu mai vorbesc de faptul că o asemenea tehnologie este extrem de costisitoare din punct de vedere financiar. Domnule profesor, să pune o videocameră montată pe ochelar. Această videocameră este atașată la un telemetru. Telemetru este dus la o stație wireless, după care intră sistemul intern de preluare a informației, a microelectrozilor. Deci, totul este foarte complex. Chirurgia, spre șansa noastră, nu este extrem de complexă a plasa un asemenea implant retinian.
În România are cineva un astfel de implant până acum? Din cunoștințele mele, nu. Repet, domnule profesor, sunt 200 de pacienți care, până în momentul de față, în lume, ei sunt recrutați, criteriile, nu neapărat că sunt deosebite, dar e vorba și de firma care este producătoare, se efectuează asemenea proceduri și în Franța, după cunoștința mea, în Europa și în Germania. America, cred că Australia. Acestea sunt și UK. Presupunând că cineva ar avea suma necesară ca să acopere costurile în străinătate, există posibilitatea de a primi un astfel de dispozitiv? Nu, mi-e frică că nu, domnule profesor. Înainte de toate, peste tot în lume aceste implanturi sunt numite implanturi umanitare. Deci pacientul nu plătește absolut nimic. Toată problema este să fie recrutat de un asemenea centru, să devină eligibil și evident apar alte probleme de transport, de control, de evaluare, ceea ce ar fi extrem de complicat pentru un pacient din România, de exemplu, să se ducă în Germania să-și facă o asemenea... Nu l-ar costa absolut nimic, toată problema este de încadrare, de a fi eligibil. Da. Deci la capitolul degenerescență maculară, afecțiuni retiniene, cam asta ar fi. Sigur, sunt noutăți senzaționale într-un fel. Important ar fi să ajungă mai repede în ce numim noi practică curentă, nu? Așa este în general. Ați văzut că m-am ferit să discut despre perspective, ce mai degrabă am vorbit și în chirurgia cataracte și în tratamentul degenerescenței maculare, de ceea ce să face și facem și în țara românească, este introdus în practică, dar am vrut să menționez și aceste perspective pentru că ce se întâmplă? Ca și medici învățăm toată viața și e bine să fim ancorați la ceea ce fac și alții și evident în dorința de a implementa cât mai repede asemenea proceduri. Da. Poate, vă rog, vreau să spun că din punct de vedere al pacienților, poate unii trăiesc cu speranța că în câțiva ani de zile vor putea beneficia și în România de astfel de implanturi și de ce nu? Acum poate unii au cecitate de ani de zile, s-au obișnuit cu ea, dar din momentul în care în față li se deschide perspectiva ca în câțiva ani se poate beneficia de un astfel de implant, fără discuție, este o speranță. Pe de o parte, pe de altă parte și conceptul de proteză retiniană se schimbă în momentul de față, domnule profesor, apar alte variante mai ușor de implantat, care au rezoluții mai bune. Cu alte cuvinte, speranța ca în această zonă pentru patologii la care deci noi nici nu ne gândeam că s-ar putea face ceva, în momentul de față această speranță este chiar suficient de rezonabilă. Aș vrea să spun de asemenea câteva lucruri despre glaucom, la fel o afecțiune cu o prevalență foarte mare, undeva în jur de 2-3% la populația peste 40 de ani. Din nefericire, domnule profesor, marea majoritate a acestor pacienți nu știu că au boală glaucomatoasă, aceasta fiind o afecțiune silențioasă. Multă, multă vreme evoluează fără să îți producă vreo supărare. De aceea, un deziderat care are fiecare oftalmolog este să se gândească la această afecțiune atunci când vine, când este față în față cu un pacient adult. În materie de în ultimii 10-15 ani, diagnosticul bolii glaucomatoase a evoluat considerabil. Știm mult mai multe lucruri despre patogenia lui. Utilizăm tomograful ocular în momentul de față, așa cum știu eu, acum 20 de ani se făcea eric toracic sau fără niciun fel de problemă o investigație care asigură o analiză la nivele histologice. Este o investigație deci non-invazivă și care are o foarte bună reproductibilitate și precizie. Tratamentul bolii glaucomatoase s-a schimbat în ultima vreme.
au apărut medicamente noi, medicamente care vizează alte ținte patogenice și prin aceasta există și șansa ca să le putem să le asociem. Există 5-6 clase de medicamente antiglaucomatoase, ultimele două apărute în ultimii 10 ani, aprobate în FDA, în permanență, deci ne raportăm la acest certificat primit din partea FDA-ului, pentru că este un certificat, să spunem, de garanție a unei proceduri medicale. Ceea ce știu este că exact unul din aceste medicamente este aprobat și de către Comunitatea Europeană în acest an și sigur că și pacienții din România vor avea acces la el. Nu în sensul că revoluționează tratamentul, ci că este un ajutor suplimentar în tratamentul bolii glaucomatoase, tratamentul medicamentos. Lucruri deosebite s-au întâmplat, în schimb, în tratamentul cu laser. Revenim, laserul este, cum să vă spun, o doamnă extrem de respectată de către oftalmologi. Nu numai, domn profesor, cel puțin la dumneavoastră, laserul există fizic, dar în chirurgia generală, foarte multă vreme, operațiile laparoscopice erau cunoscute de către pacient sub numele de operații cu laser. Acum chiar nu există niciun fel de laser, dar respectul pentru această noțiune e atât de mare încât e folosită foarte des. Pot glumi, domnule profesor, evident, la întrebarea pacienților, mă operați cu laserul? Dacă s-ar putea să-i răspuns că nu, va fi foarte dezamăgit și s-ar putea să-și caute un alt doctor. Dacă încerci să explici despre ce este vorba cu laserul, uite, operația care ți-o fac este laserul pe care dumneata îl înțelege, atunci lucrurile se mai rezolvă. Ei, au apărut în glaucom, au apărut în tratamentul glaucomilor, au apărut modele noi de laser care angajează niște ținte patogenice mai speciale. Deci, e foarte important este că ele nu sunt invazive. Acesta este un mare lucru. Pentru că și aici avem o bătrână doamnă în chirurgia glaucomului, o operație care se numește trabeculectomie, o operație făcută în 1964 și care reprezintă în anul 2022 gold standardul în tratamentul chirurgical al bolii glaucomatoase. De data aceasta este o doamnă pe care o respectăm, noi iubim. Nu știu de ce noi iubim, pentru că această operație se asociază cu o rată foarte mare a complicației, dar trebuie să o respectăm. Revenind la laser, cred că în afară de noile modele de laser care, mă rog, aglomerează cabinetele oftalmologice, în special private, aș menționa faptul că o procedură laser care se numește trabeculoplastia selectivă își găsește în momentul de față locul în tratamentul inițial al bolii glaucomatoase. Până mai alaltă ieri știam că boala glaucomatoasă în o anume parte din ea se tratează începând cu medicamente. Merge cu un medicament, cu două, trei, maximum patru medicamente, după care se trece la laser sau la chirurgie. Au apărut două studii prospective în ultimii 5 ani care puțin demontează acest concept, și anume utilizarea laserului ca tratament inițial în glaucom. Rezultatele sunt foarte bune, în sensul că 75% din pacienții înrolați nu necesită tratament antiglaucomatos o perioadă de 3 ani de zile. Studii extins pe 6 ani de zile arată că aproximativ 60% din pacienți sunt liberi de medicație. Este un avantaj? Este un avantaj teribil. Înainte de toate, să nu-ți pui medicamentele în ochi zi de zi. 2. Reacțiile adverse sunt suficient de importante uneori. Necesitatea de a le procura și nu în ultimul rând ușurința de a ți le administra. Tot timpul, domnule profesor, ne raportăm la persoane în vârstă care au anume comorbidități, mai au și artroză, mai au și spondiloză, nu este ușor să-și pună picăturile, să-și autoadministreze picăturile. Ori, faptul că face o simplă ședință cu laserul, care durează 5 minute, dacă în următoarele minute acasă, și
rămâne independent de medicamente cel puțin 3 ani de zile, eu zic că este un rezultat formidabil. Va trebui și comunitatea oftalmologică românească să îmbrățișeze această paradigmă. Este foarte important, reacțiile adverse sunt minime. Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla, domnule profesor, este să nu lucreze. Și dacă nu lucrează, în 3 luni de zile poți să repeți procedura, pentru că ea nu generează leziuni destructive cu caracter irreversibil la nivelul rețelei trabeculare. Eu cred că este un câștig formidabil pe care noi, ca și oftalmologi, îl avem în ultimii ani. În chirurgia, de asemenea, vorbind de aceste medicamente, ele trebuie spuse zilnic, cu o rată variabilă. Afectează suprafața oculară. O să observați pacienți care au ochii roșii în permanență datorită reacțiilor adverse ale acestor medicamente. Industria, și nu numai industria, și oftalmologii s-au gândit, dar noi nu putem cumva să folosim niște rezervoare de asemenea medicamente care să le introducem în noi, ca și în degenerescența maculară legată de vârstă. Și sunt în momentul de față mici rezervoare care se introduc în canalicul lacrimal, deci o procedură în suprafața ochiului, sau niște rezervoare cu medicamentul antiglaucomatos introdus în interiorul ochiului și care oferă o independență de medicament de aproximativ 6 luni de zile, ceea ce eu cred că este un câștig pentru pacienții noștri. În glaucom, ultimii 10 ani sunt puțin bulversat, să spunem, sau agitat de o chirurgie nouă care se numește chirurgie minimală invazivă a glaucomului. O chirurgie care își propune să fie sigură, să fie accesibilă doctorului, să fie sigură pentru pacient și, de ce nu, să fie și eficientă și cât mai puține reacții adverse. Dorința spre un asemenea gen de chirurgie este legată tocmai de disconfortul pe care îl are în primul rând pacientul, dar și doctorul privind complicațiile după operație de trabeculectomie. Această chirurgie minimal invazivă, în fond, ce reprezintă? Sunt niște device-uri mici, să spunem, șunturi, care se introduc în diverse zone ale ochiului și care au rostul să amelioreze eliminarea umorii apoase, prin aceasta scade presiunea intraoculară. Sigur, tentația este foarte mare. E o operație facilă. De regulă, se face în combinație cu operația de cataractă, vorbind de pacienții cu glaucom. Am trecut din perioada de entuziasm la o evaluare mai critică, mai obiectivă și constatările sunt cam acestea. Reducerea presiunii intraoculare este modestă, cam la magnitudinea unui medicament bun. Deci, făcând o asemenea operație, îi reducem pacientului un medicament de adevărat bun. Nu știm exact ce se întâmplă pe termen lung. Termen lung în boală glaucomatoasă însemnă 5-10 ani. Prețul de cost, care de asemenea este ridicat și care, după cunoștința mea, cu excepția Americii și Australiei, nicăieri în lume nu este rambursat. Nu este formidabil. Să spunem, este undeva în jur de 1000 de euro. Tehnica nu este dificilă. Rezultatele sunt modeste. Și atunci e greu să-l convingi pe un pacient să se angajeze, să zicem, în acest proiect, în condițiile în care îl spune ce obțin. Păi, ce ați putea să obțineți să nu mai folosiți medicamentul respectiv? Și mai există o anecdotă, domnule profesor. Dacă pacientul nu răspunde la un medicament, nu răspunde la medicamentul celălalt. Asta este. Și cred că este valabil și în profesiunea dumneavoastră. Dar dacă, în schimb, faci chirurgie minim invazivă și nu lucrează, evident că doctorul este vinovat. Și atunci doctorii puțintel stau la distanță sau privesc cu anume scepticism această modalitate, care, repet, este utilă pentru o parte din pacienți. Luăm pacienții în vârstă, care nu pot să-și pună picături. O mare parte din pacienți nu sunt complianți.
În glaucom, noi spunem, domnule profesor, cauza majoră a progresii bolii prin glaucoma este lipsa de compleanță. Nu își pune picăturile, uită să-și pună picăturile. Există în momentul de față sisteme în lumea civilizată, sisteme de atenționare. Primești telefon cu 5 minute înainte că trebuie să-ți pui picături. Primești flacoane cu monitor electronic, care nu numai te urmărește că desfaci flaconul, ci că duci flaconul spre ochi să instilezi picăturile. Cu alte cuvinte, problema aderenței a compleanței pacientului este o mare problemă. Din această perspectivă, sigur, un mix, cum îl numim noi, o chirurgie minimal invazivă i-ar fi de ajutor. La fel, pacienți care sunt la distanțe foarte mari, care nu pot fi urmăriți, să spunem, conform protocolelor, ar putea să beneficieze de acest tip de chirurgie. Aici și industria are rolul ei. Din perspectiva industriei, rezultatele sunt formidabile. Din nefericire, și toată lumea care iubește literatura medicală, când citește un articol, se uită să vadă dacă articolul este sponsorizat, finanțat de o companie sau este neutru, și atunci interpretările sunt puțintel diferite. Dar, repet, bătrâna doamnă a rămas trabeculectomia, această intervenție chirurgicală care lucrează, care este eficientă. Pot să mă laud, domnule profesor, cu o pacientă operată cu 38 de ani de glaucom, la care am efectuat trabeculectomie și care, în momentul de față, este cadru universitar și este preocupată ca, virgulă, copiii ei să nu aibă glaucom și o văd suficient de des. Cu alte cuvinte, trabeculectomia, atunci când este eficientă, rămâne eficientă pe o perioadă foarte mare de timp. O doamnă respectată, admirată, nu iubită, dar vrând nevrând trebuie să continuăm. La fel, în ideea ce facem cu trabeculectomia, au mai apărut așa numite sisteme artificiale de drenaj. Niște mini-tuburi care se introduc în interiorul ochiului și care sunt conectate în afara ochiului cu niște rezervoare. Atunci umoarea apoasă părăsește globul ocular prin aceste tubulețe de dimensiuni foarte mici și scade presiunea intraoculară. La fel, industria a împins cumva aceste sisteme artificiale de drenaj să înlocuiască trabeculectomia. Studii foarte serioase au făcute, inițial au arătat că rezultatele acestor sisteme artificiale de drenaj sunt mai bune decât ale trabeculectomiei. Ulterior s-a constatat că degajarea presională este mai bună în trabeculectomie, după care sistemele artificiale de drenaj dau mai puține complicații. Ulterior s-a constatat că se amestecau merele cu perele, în sensul că erau anume tipuri de complicații pentru sistemul artificial de drenaj și alte tipuri pentru trabeculectomie și nu aveau cum să se complice. Dar au apărut sisteme noi care, mă rog, sunt ușor de pus, influența asupra câmpului vizual, asupra funcției vizuale în general este relativ mică, dar deja discutăm despre pacienții la care acest gen de chirurgie se efectuează în stadiile avansate ale bolii. Aici problema esențială în materie de glaucom o reprezintă depistarea cât mai precoce a bolii glaucomatoase. E o întreagă discuție dacă screeningul populațional îndeplinește criteriul, să zic, raportul risc beneficiu costuri, pentru că, pe de o parte, dacă luăm prevalență care din perspectiva noastră este foarte mare, din perspectiva unui epidemiolog este mică, și doi, ar trebui să ai o metodă de diagnostic foarte rapidă, non-invazivă și mai puțin costisitoare, care să îți dea posibilitatea repede să faci un asemenea diagnostic. S-au tentat aceste screening-uri populaționale și s-a constatat că de la prima evaluare ca suspect de glaucom până la precizarea diagnosticului de glaucom au fost 28 de cazuri fals pozitive. Atunci întrebarea s-a pus, se merită să identificăm cei 28 de cazuri
făcând un efort material substanțial sau sunt alte posibilități de a detecta mai precoce asemenea pacienți? Răspunsul meu este că da, pentru că orice persoană după 40 de ani ajunge la oftalmolog pentru diverse rațiuni, dar cea mai frecventă să-și pună ochelari pentru vederea de aproape și atunci oftalmologul ar trebui să-l investigheze, să-și consume câteva minute și în direcția bolii glaucomatoase. Da, sigur. Acum, referitor la programele de screening, întotdeauna e bine să ne uităm de jur împrejur și să știm dacă există undeva asemenea programe. Eu am urmărit în patologia de care mă ocup și mai ales în cancerul colorectal, unde screening-ul în ziua de astăzi e absolut, aș spune, obligatoriu și foarte util, dar de-a lungul timpului evoluția acestei idei a fost destul de sinuoasă, pentru că la un moment dat lumea știa că e bun, dar nu avea metode cu care să-l facă. Pe urmă a apărut colonoscopia, exista o metodă, dar nu e foarte la îndemână, nici măcar colonoscopici nu sunt destui, ne mai vorbim de colonoscope. În sfârșit a apărut acest test imun de detectare a hemoragiilor oculte în scaun și metoda a devenit cu adevărat eficientă. Probabil că asta va fi și evoluția glaucomului și România are și ea de curând, revin la ideea screening-ului cancerului colorectal, are un program aproape național, aș putea spune, dar înainte României sunt mai multe țări din Occident care au astfel de programe și care au convins că într-adevăr merită și rezultate, raportul cost-beneficiu este mult în favoarea beneficiului. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această trecere în revistă a principalelor afecțiuni ale cristalinului, ale retinei, a patologiei glaucomului. Și, desigur, vă doresc succes în redactarea și în coordonarea volumului și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mulțumesc, domnule profesor, mi-a făcut plăcere să am o întrevedere pe teren propriu cu dumneavoastră. Vă mulțumesc!